La conferința de presă săptămânală organizată astăzi de Alde Mehedin s-au tras concluziile discuțiilor de luni de la sediul RAN, unde s-a vorbit despre termoficarea Severinului în sezonul rece viitor. Deputatul Viorel Palașcă, prezent la întâlnirea autorităților locale și județene, spune că deși discuțiile au fost benefice, totuși au avut loc prea târziu. La această întâlnire, unde, așa cum știți, am participat, s-au discutat corect și tranșant soluțiile și posibilitățile ca noi să avem totuși căldură în această iarnă. Ca o primă concluzie, aș vrea să spun că această întâlnire a fost utilă, dar pot să spun și că a fost organizată cam târziu. Eu cred că această întâlnire, așa cum s-a desfășurat ieri, ar fi trebuit organizată în primul rând înainte de încheierea contractului cu firma ce a câștigat execuția centralei. Dacă s-ar fi organizat această întâlnire, să spunem, în luna ianuarie 2016, probabil lucrurile în ceea ce privește căldura în orașul Turnu Severin ar fi avut o perspectivă ceva mai favorabilă. Cu ocazia conferinței de presă de astăzi, deputatul Palașcă avertizează autoritățile locale în ceea ce privește firma Alpha Ground. Acesta spune că neseriozitatea celor care s-au angajat să construiască viitoarea centrală termică ne poate lăsa fără căldură și în iarna 2017-2018. Sigur, s-au desprins câteva concluzii. Una ar fi că există o neîncredere că această firmă care a câștigat licitația poate să-și respecte angajamentul verbal pe care l-au anunțat cu câteva luni înainte că vom avea căldură la 1 noiembrie. Am aflat cu toții acolo că, de fapt, termenul de punere în funcțiune a noii centrale este undeva la sfârșitul lunii februarie, deci după ce trece iarna, lucru care, practic, nu l-am știut. Și ca atare condiții, cred că și am solicitat cu toții, inclusiv eu am solicitat acest lucru domnului primar Marius Creciu, să fie foarte atent în derularea acestui contract, pentru că există riscul ca, dacă el nu se îndeplinește întocmai, nu că nu vom avea căldură în această iarnă de la noua centrală, dar riscăm să nu avem căldură nici anul viitor. Pentru că firma trebuie să își respecte angajamentele luate prin contract și, în primul rând, să dovedească capabilitatea financiară pentru o investiție de asemenea anvergură. Viorel Palașcă spune că singura soluție pentru furnizarea agentului termic în această iarnă o reprezintă varianta din care să facă parte și RAN Mehedinți. S-a discutat și aici cred că este un punct câștigat în acest moment despre posibilitatea de a se asigura căldura în oraș tot de la cazanele vechi de la RAN. Am remarcat disponibilitatea celui care se ocupă acum de RAN, a domnului Remus Borza, de a contribui la cât poate RAN în situația în care se află la asigurarea confortului termic și sper eu ca primăria, RAN-ul, evident cu sprijinul tuturor celor care am fost acolo, să încheie, dacă vreți, un acord juridic, în primul rând, de funcționare în această toamnă, pentru că este foarte important să știm forma sub care se va funcționa, se va asigura căldură, dar mai mult decât atât să se încheie, dacă vreți, o foaie de parcurs cu termene precise și fiecare să-și asume responsabilități în asigurarea confortului termic în Turnul Severin. În ceea ce mă privește, în ceea ce privesc colegii mei din ALDE, în primul rând consilierii județeni, doamna vicepreședinta Consiliului Județean, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru ca noi să avem căldură în această iarnă în Turnul Severin, dar, repet, această acțiune nu trebuie făcută doar declarativ, haotic și fiecare să aibă inițiative proprii, de multe ori în distonanță cu ceea ce trebuie făcut. Cei de la ALDE Mehedin sunt convinși că autoritățile locale, cu sprijinul tuturor factorilor politici de la nivel județean, vor reuși să asigure severinenilor agentul termic necesar în iarna aceasta.